Ce se întâmplă în Infidelul episodul 50 rezumat? Iată două dintre cele mai importante evenimente care marchează episodul. 1. Asya decide să plece la Londra cu Aras și acest lucru îl supără pe Ali, care intenționează să rămână cu tatăl său, însă planurile doctoriței eșuează din cauza lui Ghionul. Asya este arestată și Aras părăsește Tekirdağ. 2. Selçuk trăiește o mare durere, după moartea lui Haluk și incendiază casa lui Aras. Derin îl presează pe Selçuk să se căsătorească cu Ceren. Infidelul episodul 50 rezumat. Episodul începe exact de unde s-a încheiat episodul anterior, unde Asya se află în biroul lui Volkan și între cei doi au loc un schimb de replici, care duc la amenințări. Doctorița îl informează că va pleca cu Aras în Anglia, împreună cu Ali. Arhitectul se enervează și îi spune că nu-i va permite să-l ducă pe fiul lor nicăieri fără aprobarea sa, până ce Ali nu va împlini 18 ani. Asya se enervează și ea și-l amenință că dacă va face acest lucru, va spune tuturor cum el a contribuit la moartea lui Haluk, făcându-l pe Aras să caute răzbunare. Toate evenimentele din Tekirdağ au făcut ca în cele din urmă, Asya să accepte propunerea lui Aras și să plece în Anglia. Planul unei noi vieți, departe de Turcia, la care au visat Asya și Aras, a fost inclus și Ali. Ei vor să se îndepărteze de tot ceea ce îi supără și să scape odată pentru totdeauna de acuzațiile lui Ghionul, cu privire la moartea lui Haluk. Fiul lui Asya refuză să meargă într-o țară nouă sau să locuiască cu un alt bărbat, așa că Ali decide să rămână cu tatăl său și doctorița a fost nevoită să accepte, sperând că după două săptămâni, fiul ei se va răzgândi și va pleca la ea. Derin și Volkan se ceartă din cauza lui Ali. Derin nu este de acord ca fiul lui Volkan să locuiască cu ei și discuțiile cu privire la acest lucru iscă o ceartă puternică între cei doi, la scurt timp după marea împăcare. Cel mai rău dintre toate, cearta lor l-a întristat pe Ali, care a auzit totul și a început să plângă pentru că și-a dat seama că Derin îl disprețuiește și nu vrea să fie prin preajmă lor. Selçuk trăiește o mare durere, după moartea lui Haluk și incendiază casa lui Aras. Familia lui Haluk încă mai crede că Asya și Aras sunt vinovați de moartea afaceristului, așa că au decis să ia măsuri pentru a-l răzbuna, indiferent de consecințe și Selçuk se alătură familiei tatălui său la bine și la greu. Când Selçuk află că Aras va pleca în Anglia, incendiază casa, în timp ce programatorul și mama lui se aflau înăuntru. Din fericire, Aras reușește să stingă incendiul, dar cu toate acestea sunt nevoiți să meargă la spital, pentru îngrijiri medicale, unde Asya este informată. Din cauza incendiului, mama lui Aras a trăit clipe de groază, deoarece și-a amintit de incendiul în care și-a pierdut soțul și a fost despărțită de fiul ei. De dragul Asiei, Aras nu merge la poliție să-l denunțe și când doctorița vrea să vorbească cu Selçuk, tânărul nu-i răspunde, așa că intervine Nil. Corzile devin tensionate între familia lui Selçuk și Nil, deoarece Derin și Ghionul consideră că ea a rămas de partea doctoriței și nu o consideră demnă de familia lor. Aras își dorește ca mama lui să fie în siguranță și o trimite în Anglia. După aceste evenimente, Selçuk o avertizează pe Asya să nu se mai bage în viața lor și Aras îl confruntă, spunându-i că el nu va fi atât de crud precum tatăl său, care l-a lăsat să crească de mic fără părinți și din acest motiv nu a depus plângere împotriva lui, pentru ca fiul său să nu crească singur. Ceren îndrumă o pacientă în cabinetul lui Asya, pentru că femeia și-a dorit asta. Se pare că în spatele acestui plan se află doamna Ghionul, care cu ajutorul unui bărbat a modificat rezultatul analizelor pentru ca femeia să primească un tratament greșit. Cu toate acestea, planul ei merge într-o direcție serioasă pe care nici măcar Ghionul nu și-o dorește. Pe de altă parte, Ghionul spune familiei că nu poate rămâne în casa în care a locuit cu soțul ei și se mută în casa nouă pe care a cumpărat-o și Derin se duce la Volkan. Noua ei casă este vechea casa lui Bahar, astfel o poate ține sub supraveghere pe Asya, pe care vrea să o denunțe la poliție. Derin găsește tabloul de familie cu Asya, pe care Volkan l-a ascuns în casă, și îl aruncă poza pe jos, așa cum a făcut Aras.
În acel moment, Asia îl aduce pe Ali și îi spune lui Derin că Volcan l-a provocat pe Aras și l-a trimis la Haluk. Ali se supără când vede fotografia de familie pe podea. Asia și Aras se pregătesc și și-au rămas buni de la prieteni, apoi se îndreaptă spre aeroport. Volcan îi urmează și Derin când află, îl urmărește pe avocat. Volcan o roagă pe Asia să nu plece cu Aras. Într-o încercare disperată de a o împiedica pe doctoriță să plece în Anglia, cu mare ei dragoste, Volcan se duce la aeroport și o imploră să rămână în Turcia, dar încercările lui sunt în zadar, deoarece i-a luat deja decizia de a-și petrece restul vieții alături de bărbatul iubit. La despărțire, Asia îi cere lui Volcan să aibă grijă de fiul lor, Ali. Asia nu poate pleca la Londra, deoarece poliția o oprește. În tot acest timp, cei din spital vorbesc despre faptul că pacienta Asiei este pe cale să moară pentru că i-a prescris o rețetă greșită. Când totul părea că Asia va fi în sfârșit fericită cu Aras, planurile ei sunt întrerupte pentru că înainte de a se urca în avion, este reținută de poliția locală pentru a fi dusă la secția de poliție. Se pare că Asia i-a prescris în mod greșit medicamentele unei paciente, care a făcut infarct și a fost internată la terapie intensivă. Familia ei a denunțat-o pe Asia, așa că nu poate părăsi țara și trebuie să răspundă în fața justiției pentru acuzația de malpraxis. Dacă vă plac rezumatele noastre, vă rog să ne încurajați prin like-uri și distribuiri. Vă mulțumim pentru vizionare și până data viitoare toate cele bune!